Când tu improvizezi în viața ta de zi cu zi, în viața financiară, în viața de familie, adică nu ai stat să consideri ceea ce îți cere cuvântul lui Dumnezeu și să ai un plan de acțiune, garantez că vei falimenta. În sensul că vei încălca acele principii care nu le cunoști. Pentru că nu le cunoști în primul rând. Și n-ai planificat din start ca să trăiești după ele. Trebuie să ai un plan pentru finanțele tale. Asta înseamnă să știi ce pretinde cel care ți le-a dat și să-ți pui pe hârtie cum vei împlini acele porunci. Da? Ce vei cheltui? Unde vei cheltui? Și așa mai departe. Altfel spus, un buget al familiei. Cel mai sigur fel de a lua decizii proaste este să nu ai un plan. Să nu planifici ceea ce urmează să faci. În Luca 14:28 am și citat deja acest verset. Căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor. Să vadă dacă are destui bani. Păi, cam toți nu-și mai fac socoteala cheltuielilor. Nu numai pentru un turn, pentru orice. Să vadă dacă își permit un lucru, da? Totul e numai corazon. Totul e numai ce simt. Da? Dar nu merge așa. De la cele mai mici la cele mai mari lucruri. Te duci la mall cu soția. Și îți vine ție atunci pe moment ca să-i arăți cât de mult o iubești. Și mai nou și în România ai drăcușoarele astea, carduri de credit. Da? Adică ăstea te lasă ca să te înrobești. Instant. Instant. Și duci la mol și zici, măi, acum îi arăt eu la nevastă cât de mult o iubești. Și arăți într-un fel că știi ce faci când faci așa? Te-ai făcut sclav. Te-ai făcut sclav. Adică i-ai zis la nevastă, nevastă, eu așa de mult te iubesc pe tine, încât îți dispus să devin rob ca să-ți cumpăr rochea aia. Așa de mult te iubesc pe tine, încât îți dispus să cheltui bani care nu i-am și să încalc cuvântul lui Dumnezeu ca să te fac pe tine fericită. Când o verbalizez, sună o tâmpenie, da? Și totuși, în fiecare zi, fie prin carduri de credit, fie prin... Marius... Trebuie să mă duc la mall cu soția și nu mi-a intrat salarul. Nu mă poți rezolva cu 800 de lei. Știi că vreau să-i fac un cadou. De fapt, uite cum, știi ce vreau să fac, Marius? Vreau să cheltui niște bani care nu i-am, deși știu că Biblia spune că ăsta e un lucru rău, dar nu mă interesează ce zice Dumnezeu, că la nevastă mai trebuie niște pantofi. Nu sună tâmpit. Și totuși, fiecare dintre voi ați făcut chestii de genul. Și am făcut chestii de genul, da? Ne-am împrumutat ca să facem un moft, ca să facem o achiziție care nu ne-a trebuit și până la urmă nu trebuia să ne împrumutăm, punct. Punct. Pentru că este împotriva ceea ce Dumnezeu spune că este bine. Fă-ți un plan, fă-ți un buget și bugetul acela trebuie să reflecte ceea ce cuvântul lui Dumnezeu spune că este voia lui Dumnezeu pentru banii noștri. Și acolo intră, sunt categorii pentru toate lucrurile. Pentru întreținerea familiei, pentru hrană pentru ei, pentru nevoile, pentru lucrare, pentru ajutorare, pentru tot felul de lucruri. Da? Fă-ți un buget, fă-ți un plan și bugetul acela, dacă va reflecta voia lui Dumnezeu, va fi binecuvântat de Dumnezeu. Și vei trăi o viață pașnică și liniștită și vei trăi o viață după cuvântul lui Dumnezeu. Nu te vei teme de ziua de mâine, pentru că tu ai planificat pentru ziua de mâine și te-ai încrezut în Dumnezeu care îți poartă de grijă. Principiul biblic este acesta. Dacă ești credincios în puțin, vei fi pus să fii credincios în mai mult. Ăsta e principiul, nu e o garanție. Da?